aici pentru gimnasta din Slovenia. Și din nou Israel, cupa anglică, Nicole Zeligman. Aruncare specială. Prindere în afara câmpului pe rotația corpului, echilibru pe toată talpa și Ade concentrată. Mânuirile trebuie să fie continue, nu trebuie să rupă acea mișcare a panglicii, nu trebuie să întrerupă desenul. Și muzica îi cere o astfel de atitudine de luptătoare. A fost atentă la acea prindere. Chiar și la aceasta s-a orientat, a așteptat, s-a uitat la obiect și a reușit să prindă în afara câmpului vizual cu picioarele. O vom vedea și mâine, cel puțin în finalele de la cerc și de la mine. Ce spuneam, ea a rămas, spre deosebire de cealaltă gimnastă, ea a rămas concentrată, s-a văzut că a gândit altfel parcursul ei în cele, pe parcursul acelor patru obiecte. Factorul mental extrem de important. Ne pregătim pentru cea din urmă execuție, tot la panglică, a Cristinei Pohranișna. 18.650 nota, punctajul pentru gimnasta din Canada.